Liga a 5-a vâlceană la fotbal și-a consumat jocurile etapei cu numărul 14, penultima a turului de campionat, cu o singură înfrângere în debutul întrecerii la Drăgășani, urmată de 12 victorii. Sporting Galicia a venit la Mihăiești din postură de lideră incontestabilă și probabil favorită certă. Startul întâlnirii avea să anuleze calculele hârtiei și asta pentru că Horumbă l-a găsit în poziție ideală pe experimentatul Bogdan Bârlogeanu. Noua achiziție a Mihăieștiului nu avea cum să greșească, l-a învins pe Elvis Năstase și gazdele au deschis scorul. La cealaltă poartă, capitanul Cătălin Văduva execută periculos o lovitură liberă din lateral, dar Adrian Bălan scoate de sub transversală. Golkeeperul gazdelor s-a descurcat foarte bine și în fața golgheterului Cătălin Duminică, duel în urma căruia balonul a ieșit în aut de poartă. După o acțiune a lui Bârlogeanu, balonul este interceptat de Laurențiu Popescu, autorul unui șut din prima, dar obiectul s-a dus peste transversală. Fernando Marinescu a pătruns impetuos pe flancul stâng, dar golkeeperul gazdelor, Adrian Bălan, s-a dovedit încă o dată de netrecut. Marinescu a încercat poarta și din afara careului mare, dar balonul s-a dus puțin peste transversală. După o pasă primită de la Bogdan Bârlogeanu, Laurențiu Marinescu a făcut șahmat întregul compartiment defensiv al liderei și a dublat avantajul echipei din Mihăiești. Prima parte s-a încheiat cu un șut frumos expediat de Darius Rizia, dar fără probleme pentru Adrian Bălan. La un sfert de oră de la reluare, Casian Horumbă prinde un șut de senzație, dar balonul ocolește de puțin vincul porții lui Năstase. În aceeași zonă a ajuns balonul și la execuția lui Bogdan Bârlogeanu, după care gazdele au efectuat câteva schimbări, iar cea mai inspirată s-a dovedit introducerea lui Bogdan Popescu, cel care a primit de la Gheorghe Boldu, a preluat scurt, a șutat din întoarcere și a parafat ceea ce se poate numi golul etapei. Cu un șut la fel de spectaculos, Cătălin Văduva a irosit șansa golului de onoare pentru că Adrian Bălan a scos în corner, astfel că echipa din Mihăiești învinge lidera cu 3-0. Surpriză sau nu, rămâne la aprecierea specialiștilor în domeniu. Nu aș putea să o numesc surpriză dacă o să observați probabil la montajul care se face dumneavoastră. Nu au avut foarte multe faze de gol. Noi ne-am făcut în sfârșit meciul de care și jocul cum am fost noi obișnuiți. Am avut 3 goluri foarte clare, cu toate că meciul la un moment dat a avut și niște momente mai tensionate. Se vede totuși rivalitatea între cele două echipe. Într-adevăr, și noi am venit puțin montați mental după, să zic, eșecul de la Gușoieni. Și am dorit să facem un meci frumos alături de colegi. Ne bucurăm că ne-a ieșit până la urmă. Au pus tot suflet, îi felicit pe toți. Putem spune că am funcționat din toate punctele de vedere exact cum trebuie și suntem mândri. Ne așteaptă următoarea etapă cu Ioneștiu. Sper din tot sufletul să facem oamenii din comuna Mihăiești bucuroși de eveniment și după toată supărarea care a fost în perioada asta, măcar pe timp de 2 ore, duminica, să se bucure de un eveniment sportiv și de o atmosferă frumoasă. Vă mulțumesc și vă așteptăm pe la noi. Doamne ajută! Într-adevăr, este cea mai frumoasă victorie. O să urmeze și altele, fără doar și poate. Ne bucurăm că am învins cu 3-0 astăzi colegii de la Galicia. Suntem foarte mulți prieteni și chiar și rude unii dintre noi. Mulțumim întregii echipei, s-a dăruit până la ultimul minut și sperăm că în continuare vom merge tot așa. Ne-am pregătit de o săptămână, știam că la Mihăiești o să se prezinte liderul. Eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Aici la Mihăiești suntem un grup de prieteni în care toți avem încredere unii în alții și atunci când intrăm, dăm ce e mai bun din noi ca să facem un meci bun. Le mulțumesc colegilor pentru încurajare și susținere și sperăm să terminăm ca și obiectiv, avem locurile 1-4. Vă mulțumesc din suflet și sper că am făcut o figură frumoasă și le-am dat de gândit și adversarilor noștri că aici la Mihăiești vor întâlni întotdeauna o echipă puternică și bine pregătită. Mulțumesc! Bună ziua! Bineînțeles că sunt fericit și băieții și-au dovedit data asta că au tras foarte tare. Am făcut o repriză foarte bună prima. Tot meciul am reușit să ținem de minge. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Sperăm că am făcut bucuroși o grămadă de oameni. Ați văzut tribuna plină, ceea ce n-am mai văzut de mult. Felicitări tuturor băieților și urmează repriza a treia. Eu zic că n-a fost o surpriză. Încă o dată ne dovedim invincibilitatea pe teren propriu. Am muncit mult, ne-am dorit victoria și a fost foarte bine, 3-0. Un scor care spune totul. Am avut o sărbătorire, domnul Liviu Tătuț, și
Pentru asta îl cinstim acum după joc. Le mulțumesc foarte mult colegilor mei, mi-au făcut o surpriză plăcută. Mă așteptam să câștigăm. Eu, după cum se știe, am activat și la Galicia. Practic îmi pare puțin rău de ei, dar mă bucur foarte mult pentru că astăzi am învins. Încă o dată le mulțumesc colegilor mei și să mergem cât mai bine de acum încolo înainte. AS Mihăiești este pe locul 4 la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a 3-a, Oltul Ionești, formație pe care o va întâlni în deplasare în etapa viitoare.